Bine v-am găsit, stimați telespectatori. De mult, trebuie să spun că de mult n-am mai intrat, să zicem, în mediul ăsta artistic. Probabil și partea asta de COVID, 3-4 ani de, știu, detașare și de izolare în care am trăit, inclusiv față de partea asta de cultură. Lucru pe care mi l-a spus și invitatul meu, cred că cei care cunosc mediul ăsta artistic îl cunosc foarte bine. E vorba de unul dintre cei mai bine cotați, cei mai talentați artiștii României, maramureșan de al nostru, Doroel Petrehuș. Îi spun bun venit, suntem în atelierul domniei sale, Colonia Pictorilor din Baia Mare. Mă rog, întâmplător sau nu, zilele astea a fost și vernisajul expoziției, să zicem, Doroel Petrehuș, după 30 de ani, sau ultimii 30 de ani, să spunem, din activitatea domniei sale. Bine ne-am regăsit! Mulțumesc! Ați venit! Acum întreb și eu, țin de lucruri personale. Petrehuș? Nu e Petrehuș? E Petrehuș pentru că toate numele de Petrehuș se găsesc în zona Lăpușului, în zona Maramureșului istoric. Petrehuș? Da, pe toate numele sunt Petrehuș, care sunt. Nu, Petreuș și Petrehuș. Petreușii sunt în zona Maramureșului istoric. Petreușii. Și e o Petreuș... diferență? Păi nu e o diferență. Vorba de clanuri? Nu e clanul, nu e o diferență. Nu știu, n-am studiat fenomenul de ce așa și... Nu v-ați pus întrebarea asta de ce? Nu mi-am pus. N-am făcut. Eram curios la un moment dat. Să zicem din punct de vedere istoric, probabil. Da, Transilvania, Austro-Ungaria. Da, e posibil ca H-ul să fie apărut, știți cum e, că... Maghiarizare. Sau o încercare de maghiarizare. Dar nu sunteți convins. Dar nu sunt convins. Am dedus eu. Asta n-am făcut o cercetare. Așa că... Cum ați trecut de perioada asta, știu, de izolare? Păi izolarea... Și mă refer la partea asta de... Izolare cât au fost cei 2 ani, foarte bine, că am stat și am lucrat mai mult. Pentru, cred că în general pentru artiștii plastici, pentru scriitori, poeți, a fost un moment chiar bun, că te puneai pe ați avut inspirație atunci? Păi, da, am făcut. Adică am, nu erau condițiile, să zicem, să întrunească condițiile necesare pentru actul creației. Pentru mine a fost constant. Eu nici n-am simțit așa mare diferență. Bine, apăsare era oarecum teama, că tot mai ieșai și era teama asta, că auzeai că în jurul tău tot timpul se întâmplă evenimente. Da, și atunci devenea... Normal că te afectează într-un fel. Și v-ați izolat și mai tare, probabil. Izolat. Am purtat mască și atât. Că, se până vede la urmă... în ultimele lucrări ale noastre, să zicem, din ultimii 4 ani, o influență a... Știu, fenomenul prin care am trecut. A trecut toată lumea, practic. Acum, eu nu am... Eu nu am expoziție, dar eu am pictat 2 lucrări. O lucrare mare, care a fost achiziționată de muzeul din Satu Mare. Lucrare de vreo 2 metri pe 2 metri pe 2 metri, din 2 bucăți, pe lemn. Și am pictat exact tema asta, COVID. Nu mai țin minte cum i-am zis, că a purtat, dar se vedeau personaj cu personaje, multe figurativ, așa, cu mască. Și am încercat să fac din COVID, COVID-ul până la urmă imaginar. Mi-am imaginat ca un monstru uriaș, care era foarte ciudat, era o pânză de sac. O pânză de sac care am găsit-o pe la taică-meu de mult, și scria, era orez sau made în China. E, COVID-ul ăsta, că atunci se vorbea la început că a venit din China și se vedea fanda, e original scris pe sac, asta made în China. Și eu cu COVID-ul și asta. Deci asta, sigur că, normal că mi-au creat idei și teme legate de eveniment. Asta e una din lucrări. A doua lucrare, care e și mai mare, o sculptură-instalație, era un lemn interesant, un lemn ciudat, care așa au crescut încât s-au îmbinat și au creat un cerc. Și crea un cerc și avea ramurile ca niște furci, Iar într-o parte am creat elemente, pensulă, ciocan, tot felul de, și într-o parte pensulă și în celălalt tot felul de elemente iar ciudate. Dar asta e lucrare de 3 metri înălțime.
Și bineînțeles că am pus și masca asta care e așa și erau pictate. Era pe fața asta, am umplut golul ăla pe două fețe. L-am umplut. Adică e o hârtie preparată special pe o parte. Pe o parte pictată și pe o parte și pe cealaltă, pe o parte am pictat personaje care erau deja, da, la COVID se știa, au murit destul de mulți, care merg spre pământ, da, cu privirea spre pământ. Și pe cealaltă parte, se vede că așa era pus, pe cealaltă parte se vedeau personajele care speră și se uitau spre cer. Deci asta e o lucrare. Deci dacă tot deci, inclusiv partea asta de război, Rusia-Ucraina, am văzut o lucrare de noastră, era parcă transformare, Putin transformat sau ceva de genul ăsta. Tocătură. Deci aici am fost un pic dur. Dar asta era la începutul războiului, nu? Da, probabil. Chiar în plin. Dar astăzi dacă ați pictat din nou ce a doua zi, că m-a enervat atât de mult chestia asta și am făcut, acum nu o descriu, că e cam, pare e cam violentă. L-ați imortalizat așa pe Putin? Da. Astăzi, după 2 ani? A, nu, acum deja, bine, atunci am trăit, că eu de obicei când fac temele astea, atunci când mă marchează așa puternic, după un timp, acum nu, n-am mai... Deci aveți nevoie de emoții ca da, bineînțeles. Așa să am făcut, să zicem... Așa am făcut subiect. O altă temă COVID, nu COVID, colectiv. Că sus, după nu știu dacă tragedia, observat, de după la... tragedia de la colectiv. Deci tot în expoziție este o lucrare colectiv. Deci mă marchează unele... Și, să zicem, impulsurile astea care se întâmplă în societate vă scot din curentul normal al dumneavoastră, nu? Aici unde suntem la dumneavoastră, în atelier... Da, în spate, de exemplu, în spate e o lucrare care, încă mai am un pic de lucru la ea, care e începută, cred că am început-o anul trecut în toamnă, am făcut chiar după natură, că mi-am adus și model aici, mălaiul. Pănușul, da? Nu pănușul, planta. Am pornit, vreau să fac o lucrare cu, deci pornind de la Holo și Simon, are o lucrare de pănușatul porumbului. Și când am adus porumbul ăsta, eu vreau să fac, mi-au dat o idee. Ce ar fi să fac eu de pănușatul porumbului și să intercalez lucrarea lui, că e un fragment, acolo portretul ce dă din de pănușatul porumbului a lui Holu și Simon. Bineînțeles că lucrarea atât numai, în rest e imaginația mea. Dar am vrut să leg un pic de povestea asta. Holu și Simon e un pictor care îmi place. Coloniei. Da, da, fondatorul coloniei. Școlii de pictură. Și, da, da. Și deci asta e tot așa o inspirație din... Dar mai am, n-am avut timp și am lăsat un pic să se mai cocă și mai am de lucru la ea. Acum probabil că chiar în faza asta, că nu mai am timp, o să o pun la Buna Vestire, care de 25 martie la Negreșteoaș. A 38-a ediție. Da. Bravo, Negreșteoaș, pentru mișcarea asta, da. Să spunem, culturală. Ați spus că ați fost prolific în perioada asta de pandemie, război, criză, inflație și așa mai departe. S-a văzut și din punct de vedere, să spunem, material? Sau ți-a avut de suferit din punct de vedere material în perioada din asta? Din punct de vedere material, am cam avut de suferit. Asta e. Deci partea asta de, da, la partea, da, de vânzare, asta, finalitatea, da, 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 asta da, aici da, a fost. Cum vedeți dumneavoastră raportul ăsta între artist, dumneavoastră, care pictați, și, cum să zic, beneficiar, alții decât oamenii care vizitează o expoziție sau merg într-un muzeu și vă văd lucrările. Cum vedeți relația între dumneavoastră ca și artist și cel care cumpără? Sau beneficiar, cum se spune? Acum sunt colecționari care cumpără și eu nici nu știu cine e. De exemplu, de la galeria de artă. Sunt, da, de multe ori nu știți... Nu știu cine a cumpărat o lucrare. Nu m-am zis că s-a vândut o lucrare, dar nu știu. Cine adoptă un orfan? Da, 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 cine, da, da, nu știu. Deci uneori știu, alte nu. Deci, nu sunteți curios niciodată să aflați? Sunt foarte multe picturi sau lucrări la care țineți extrem de mult. Nu, că n-am fost curios. Unde o fi lucrarea aia la care țină? Acum nici nu știu, nici nu m-am interesat dacă... Poate că dacă spuneam galeristei să... Mă rog, să noteze cine e și poate. Dar n-am avut curiozitatea asta. Vă despărțiți cu greutate de unele lucrări? Acum, de unele, da.
Recunosc că de unele mă despar greu și atunci probabil că aici pun și prețuri mai mari, dacă cumva, tocmai ideea că știu că nu se cumpără. Dar în general... Da, au fost și cazuri când s-a cumpărat în ciuda prețului mare. Da, am avut, dar cazuri relativ puține. Da, asta e o tactică noastră, nu? Probabil. Păi să puneți un preț foarte mare ca să nu refuzați Păi nu, că dacă ai o lucrare client la care ții foarte mult, așa, bine, poate ideal ar fi să cazul ăsta e reținut, adică o reținut pentru tine, nu trebuie neapărat. Sau să spui pur și simplu, nu, bă, ăsta nu e de vânzare. Da, da, bineînțeles. Deci ideal așa ar fi. Da. Aici la noastră există o lucrare la care țineți atât de mult încât nu va părăsi, să zicem, colecția personală a noastră sau atelierul? Aici, din atelier, acum în atelier au rămas lucrări care, la care, cum să spun, orică mai am un pic de lucru la ele, încă nu sunt cele mai reprezentative. Acum ați văzut expoziția care s-a deschis ieri. Și acolo, da, acolo am lucrări, într-adevăr, la care țin și care m-aș despărți destul de greu de unele dintre ele. Că acolo, de fapt, e aproape tot. Sigur că o parte din lucrări sunt la Dumbrava Târgu Lăpuș, care le-aș fi pus, vreo 3 lucrări, 2 mari și una mai mică, care le-aș fi pus în expoziție. Sunt 2 lucrări care au plecat la Roma, la Institutul Cultural Român și Institutul Cultural Maghiar, câte o lucrare, deci au fost 25 de artiști care au dat și pentru Institutul Cultural Român și pentru Institutul Cultural Maghiar. Și alea-s două, sigur, și acele le-aș fi pus. Și mai sunt câteva la Negrești care nu le-am putut aduce tot așa datorită dimensiunilor, că n-am avut. Și oricum știam că am lucrări suficiente. Da. Dar sigur că sunt, deci de acolo, într-adevăr, sunt lucrări care mă despar mai greu de ele. Sunteți în interiorul fenomenului artistic aici și în Baia Mare. Cunoașteți foarte bine și mișcarea artistică în general din România. Dar sunteți, simțiți foarte bine cum e partea de Cluj, Satu Mare, Baia Mare. Baia Mare se ridică astăzi la, știu eu, moștenirea asta pe care o are. Și aici mă refer la Școala de Pictură Băimăreană, Colonia Pictorilor. În Baia Mare are cum să zic, are artiști de forță și expozițiile se văd în expozițiile anuale. Se văd în expozițiile anuale tot, parcă totuși crește fiecare an, crește, e valoric. Deci nu, sunt artiști foarte buni și mulți. Bun, și cum vă explicați atunci că pentru cel care nu e în interiorul mișcării artistice, parcă pare într-un fel de regres. Cel puțin așa vede, să zicem, un cetățean care este doar amator, în sensul că iubește arta, dar nu creează. Atâta timp cât televiziunile nu tare mai dau târcoale artiștilor și în expozițiile care se fac. Nu mai merg televiziunile. Da, jurnaliști și, mă rog, cei care... Rare ori mai scriu acum în presă sau scriu foarte sucint, nu mai merg la vernisaje. Probabil ține și de audiență, asta, adică da. O emisiune de asta, mai ales din punctul meu de vedere prost realizată, adică să folosești un limbaj de critic de artă la o televiziune, probabil nu e cel mai bun mod de comunicare cu... să zicem, cu publicul larg mă refer, nu neapărat cel care este foarte cunoscător în domeniul ăsta. Și partea asta de marketing. Și partea asta, dar dacă se observă ușor că mai nou show-urile și tot felul de emisiuni din astea, aici au rating, aici lumea se uită la asta mult mai ușor, le place și mai puțin acum, sigur că dacă au apărut de un pic de vreme TVR Cultural, care o vreme era scos și totuși e foarte bine că s-a întâmplat asta. Și eu, de exemplu, când pictez, de multe ori ascult Radio România Cultural. Și din când în când mai dau pe o... când vreau să mai știu ce se întâmplă în lume pe Radio România Actualități. Deși și acolo mai sunt... Dar nu prea sunt... Cum să zic... Nu are... Nu au audiențe și atunci nu prea dau. Nu prea se dă, nu prea asta. Și de aia, da, se întâmplă și o chestie ciudată, că după COVID parcă a scăzut numărul de
participanți la un vernisaj și la expoziție. Aveți o explicație la asta? Păi nu știu, probabil că faptul că au stat închis 2 ani de zile și așa, deja s-au dezobișnuit să mai meargă, să mai iese la acțiuni, bă, să meargă la un teatru, poate la un film, la o expoziție. Probabil... Sau o problemă economică, să spunem. Nu neapărat economică, cred că... Ce urmează mâine, ce mai urmează... Și asta, dar cred că s-au... Uitați-vă că a venit inflația, a venit criza energiei, a venit războiul. Acum băieții ăștia, unii interesați, ne suflă în urechi faptul că să ne pregătim de război. Și dacă ne gândim bine unde se află România pe harta asta, orice om, să zicem, care e un pic sensibil la, știu, ideile astea, spun, stai un pic, nu pot să fac o investiție în România, că nu, uite ce ne spun ăștia. Urmează războiul. România e în proximitatea, știu, conflictului din Ucraina, nu? Și dacă se spune vor intra rușii și în Europa, de ce aș investi eu aici ceva? De ce nu mi-aș pune banii, să zicem, în aur sau în altă, în alte în alte investiții? Mai ales că unii spun că urmează războiul, nu? Normal. Un tablou e mai greu de transportat. Bineînțeles, dar e normal. Normal că asta, conflictul ăsta a creat tensiuni mari. Tensiuni mari, adică omul mereu nu mai are liniște dinainte. Mereu se gândește ce va fi. Dar spus că nici măcar nimeni nu vorbește de pace. Păi nimeni nu mai vorbește de pace. Arme, ne înarmăm. Au început în Ucraina, în Orient, au trecut imediat în Orientul Mijlociu, Israelul, așa. Se poți aștepta să mai zbunească undeva. Hai să fim noi măcar optimiști, okay. Să poate, da. În condițiile astea de coșmar, să spunem. Și asta influențează, normal că și asta e o influență negativă. Vă deranjează, să spunem, cei care achiziționează lucrări ca și o investiție financiară? Dacă mă deranjează pe mine? Da. Eu zic că investi în artă, eu zic că nu... Petrehuș este o bună investiție... Nu mă refer la mine. Nu, eu zic că a investi în artă, eu zic că e o treabă foarte bună, în perspectivă, nu imediată. Sigur că toată lumea... Deci nu vă deranjează. Cel care, nu, din potrivă. Nu. Cel care investește în artă, în general trebuie să, poate că mulți ar vrea să trebuie să se consulte, trebuie să vadă, trebuie să, bine ar fi să se consulte cu un critic de artă, bine să, un cunoscător al artei. Când, sau să urmărească, hai să spunem, o bursă. Bine, acum că mulți dintre ei nu mai au timp sau nu asta, dar se poate, deci că sunt totuși cunoscători ai arte și așa, istorici de artă, care îl pot sfătui destul de bine, ca să nu facă... Sigur că acum gusturile, normal că cel care cumpără pe gustul lui. La unul îi place, sigur, un clasic, un figurativ, un altul abstract, și atunci, sigur că el... Dar și orice domeniu găsește artă bună, nu contează ce gen. Important este să fie... Când ați achiziționat sau ați primit cadou, sau, mă rog, o pictură? Acum părinții mei nu erau, cum să zic. Nu, dumneavoastră personal. Eu când nu. Ați achiziționat sau ați primit, să zicem, așa ultima... am primit, așa că am făcut, da, așa am primit, că am făcut și schimb între noi, între artiști. Practică... Da, se mai practică, acum de mult n-am mai, dar era o vreme când schimbam între noi. Îmi dădeai o pictură, îmi dădeam o sculptură sau așa. Și de obicei raportul era 1-1? Da, păi cam așa, da. Deci am făcut, de schimbul ăsta mai mult se face când e vorba de, așa că, nu, noi, de schimb, adică îmi dai, îți dau, cam asta. Cineva, care mare artist v-a influențat în mod special cariera? Stilul, pardon. Vorbeam înainte de, da, spuneați că Bacon... Am fost... Bacon, Francis Bacon, Van Gogh. Sigur, Van Gogh, Gauguin, câțiva dintre artiștii care mari. V-a influențat inclusiv stilul. Da. Mi-a plăcut și îmi place foarte mult, bine, e sculptor Mircea Roman. Roman. Trăiește în București, da, lăpușan.
foarte bun. Și v-a influențat... Da, deci crea atitudine. Da, spuneți-mi, influența asta vine, vă propuneți să preluați anumite elemente, să, hai să spunem, de la Van Gogh. De multe ori... Sau fără să vă dați seama. Fără să-ți dai seama. Vă place că atât de după mult un stil? Timp, după un timp îți dai seama că ceva ai luat, ai luat. Că până la urmă nu copiezi, nu iei, dar ceva... Nu în mod conștient, să spunem. Bineînțeles. Nu, fără a forța nota asta, că vreau să... Deci nu vă propuneți, nu. Vreau să fiu discipolul da, lui îți dai tu, îți dai Van Gogh. Pur și simplu seama la un moment dat, mă, că parcă ceva ai, fără să dai, fără să vrei, ai preluat, ai luat ceva din lumea unui artist. Și oricum iei, și dacă vrei și dacă nu vrei, că n-ai cum să nu, că nu, e, nu poți fi perfect, original. Influențe sunt, toți artiștii, oricare și cel din și Frances Becker și Van Gogh și toți au luat de la cei dinainte câte ceva. E o întâmplare că aici la noastră în atelier, pentru că o mare parte din lucrări sunt astăzi în expoziția lucrări, de la 80 de lucrări. 80 de lucrări. Faptul că acum a rămas în mare parte, dacă nu mă înșel, știu eu, natură statică. O lume, da, vegetal, cum i-am zis eu, vegetalul. Pornind după, culmea că astea sunt lucrări care le-am creat după natură. De exemplu, aici ai într-o parte, să zice, Ludău, într-o altă parte, să zice, Bicitoc și așa mai departe, Ludău. Care, și asta e inspirată chiar că am pus eu. Am pus sămânță și au crescut. Și au crescut pe perete, dar atâta erau de fain și ce au florile alea, încât m-am dus cu pânza și am... Bine, după aceea eu am făcut-o destul de clasică, dar nu era stilul meu până la urmă. Și atunci am intervenit cu, ca și cum ar fi o vigilie, ca și cum ar fi o ceva în care... Sigur, mi-am dat drumul la culoare, la mișcare, la... Da. Când se va încheia expoziția, se va reconfigura, să spunem, bineînțeles, atelierul? Bineînțeles, total, sigur, total se schimbă. De aici, aici era una dintre lucrările care e sala mare, în fundal din sala mare, o lucrare pe peretele aici, aici era o lucrare tot așa mare, aici erau mai multe din alea de 2 metri aproape, jos una lungă, tot ca și asta, de alta. Și mult mai colorate, erau mult mai... Era de impact, spațiul era mult mai... A, deci mai pastelate, să spunem. Sigur, eram... Sigur că lucrările astea nu... Astea fac parte din altă perioadă, am da, sau nu neapărat? Nu, fac dintr-o perioadă recente. Sunt recente. Dar am vrut... Mi-a fost dor de natură. Așa zis, când mergi în natură și lucrezi după natură, automat ceva se schimbă, că n-ai cum să... Și aici așa am simțit, să fiu mult mai unitar și da, am vrut să păstrez verdele. Cu verdele destul de greu că, de lucrat. Se spune că ochiul percepe în mod diferit natura decât un aparat foto. Deci un aparat foto zice că el vede practic imaginea reală a naturii, iar noi vedem un pic estompat, mai puțin pastelat. Nu? Da. Da, dar acum am pictură. Bun, ce vă influențează? O poză? O imagine sau efectiv ce vede ochiul dumneavoastră direct în natură? Eu mă folosesc și de imagine, că și eu lucrez, și eu fac fotografii, că de multe ori nu ai timp să mai stai, dar nu, cum să zic, cromatic, îmi dau seama, eu mă aleg culorile, că nu neapărat trebuie să le schimb. Și la televizor vedeți că culorile sunt, unii spun, domne, nu sunt naturale, noi vedem altfel. Da, bineînțeles că, păi, n-ai cum. Lucrarea de acolo toamna, când zic toamna... O să o arătăm, telespectator, da. E chiar o lucrare interesantă. Bine. Unde o încadrăm? Abstract? Nu, da, e un, cum să zic, abstract până la urmă. Că, dacă tot vorbim de altfel. Da. Bine, am vrut să dau, am vrut să trec la lucrarea asta, de ce? Că e chestia de primăvară, deci așa ar arăta o primăvară în care culorile sunt mai crude, sunt mai așa în verde și așa toamna, de exemplu, anotimpul. Iar aici, sigur că aici merge iară spre toamnă, aici intervine și figurativul. Dar cred că ține da. Și de starea noastră de spirit. Bineînțeles că ține de stare, orice... La cromatică. Da, bineînțeles că ține de stare. Dar iarăși, da. Subconștientul lucrează. Bineînțeles. Păi, da, dai cum. Nu contează. Dacă putem pune aia și pe astea, Nu, e păcat să o puneți pe astea. Da. Și, deci nu ai cum să nu...
reacționez diferit în funcție de perioadă, de stare. De multe ori ai o stare, știu eu, nu prea, acum e adevărat, când nu ai o stare bună, nu pictezi. Dar și când pictezi, de multe ori, când te apuci, și n-ai, eu, de exemplu... Ce înseamnă că n-ai stare bună? Adică n-ai o stare bună că ai împrejurările în care trăiești, ai multe necazuri, te intervine tot timpul ceva. Dar eu pictez și atunci. Ori asta, sigur că te poate influența. Îți dai seama de bea după aia. Bă, dar era o lucrare și parcă pui ceva... Nu știu, e o energie, o faci mult mai expresivă, eu am pățit așa. Ați la nervi. Am pictat, sigur. Când erați încărcat cu energie bună, ați zis partea aia când a început războiul. Dar, în mod normal, partea de asta de natură, ați pictat în momentul în care erați... Nu. Încărcat, asta să zicem, cu energie negativă. Nu, de obicei, nu. Eu când lucrez în natură, asta chiar atunci simțeam, era atât de plăcut și de fain. Am înțeles. Și atunci când aveți energie negativă, mergeți pe abstract sau nu neapărat? Nu neapărat pe abstract. Lucrez de obicei... De exemplu, aveți lucrarea aia deasupra capului. Asta de aici. Asta? Da. Asta e o lucrare care e făcută, de fapt am făcut cel puțin 8 portrete și mai multe lucrări la Dumbrava când am avut grijă de mama. Mama a murit acum un an. Un an și jumătate. Mama noastră e personajul. Și aici e ca un mormânt. În evanescență, așa, într-o dispare. Era toamnă și ăsta cad frunzele și acolo se sugerează deja un portret. E ca un mormânt. Dar el transpare din mormânt, se vede. Deci asta e inspirată din... Am mai multe lucrări, dar care sunt în Dumbrava. Le-am lăsat acolo, așa acolo fac. De fapt, la Dumbrava am început o casă, casă memorială. Ați acolo pentru a vă detașa, să spunem, de momentul ăla trist? Nu, când spuneați, era perioada acolo, cred că acolo duc și asta, da, și asta vreau să duc acolo. Pentru care rămân acolo în casă. Acolo am făcut o expoziție, deci cu... cusături, țesături, tot de etnografie, cu lucrările lui mama și am făcut cu lucrările lui taică-meu, că el era tâmplar și au făcut război de țesut, au făcut tot felul de torcători și așa mai departe. O sală, e numai cu fotografii, sute de fotografii care spunise pe pânze țesută la război de 50 de centimetri pe două rânduri. Spuse sute și sute de fotografii. În patru cuie mici, pe o perete, prieteni, pe alt perete, familie și așa mai departe. Deci și acolo am asta, și artă contemporană. Și acolo la artă contemporană intervine, e un spațiu care e dedicat părinților mei, fotografii, picturi după așa, și într-o altă lucrări de-a mele, de ultimă oră, de ultimul timp, contemporană. Revin la obsesia mea până la urmă. Aveți mai multe, voi artiști, aveți mai multe mijloace prin care le puneți în fața publicului creațiile noastre, nu? Expoziții, ce mai aveți? Muzee? Păi acum, în general, expozițiile sunt muzeele. Acum, nu sunt prea puține, dar, momentele astea când interacționați cu publicul? Eu am, de exemplu, și la Muzeul de Artă din Baia Mare, am în colecția muzeului vreo 10 lucrări. În colecția muzeului din Baia Mare. În colecție sau în arhivă? În depozit? Acum nu știu unde le țin ei, că înțeles că mai nou arta contemporană e în depozit. Deci, dar unele, urma că nu puteau să expună 10 lucrări de ale mele, că expun atâția artiști contemporani. Dar măcar două lucrări, o lucrare, două avea fiecare artist. Pentru că nu poți expune, probabil că Mihai Olos are acolo 20 de lucrări. Nicolae Apostol poate are tot atâtea. Normal că pui o parte din ele, restul rămân în depozit. Ideal ar fi să se construiască un muzeu de artă contemporană, pentru că acum ar avea... Ei nu mai au spațiu, acolo nu mai pot pune lucrări de mari dimensiuni, numai lucrări până la... Deși eu am donat acolo două lucrări mari. Dar s-a tot vorbit în ultimii 20 de ani, să spunem, de un viitor muzeu de artă contemporană. Acum, un fel de MoMA. Din păcate, cu vorbele nu se poate face. De la vorbă trebuie trecut la faptă. Cam greu să trece la faptă. Dar eu am impresia că există și o
lipsă de solidaritate în ceea ce privește mediul ăsta cultural, artistic, să spunem. Păi există, ca și în politică vor deveni și grupuri de artiști. Există niște, să zicem, niște momente când toți artiștii să treacă peste orgolii, nu? Și să susțină un proiect, cum este cel al unui muzeu de artă contemporană. Un proiect uriaș și extraordinar care s-a făcut a fost Colonia Pictorilor. Asta chiar este. Acum, oricum am luat... Vedeți că în loc să unească, la un moment dat a dezbinat. Da, așa se întâmplă, așa se întâmplă, că sunt o parte care n-au fost de acord de la început. Dar până la urmă... Unii n-au fost deloc de acord să de se facă să se o facă. Zonă de creație, să se păstreze mai mult așa o zonă rustică. Memorială, da, să spunem. Rustică, așa cum a fost. Nu zic că nu era bună, dar deja se vedeau că pereții cad și oricum nu mai rezista câțiva ani. În mare parte era. Acum, că se putea face și un alt proiect, o altă... Da, asta s-a făcut, e un proiect european care s-a făcut pe bani mulți și fain. Se văd aici, se vede galeria de artă. Bun, ce vă lipsește? Vă lipsesc elementele care vă lipsesc, să zicem, pentru a avea o voce unitară pe măcar două, trei proiecte foarte mari. Acum ar trebui, normal ar fi să mai fie spații în care să fie, de exemplu, licitații de artă, că și asta cu licitații... Cum poate trece un artist peste orgolii? Nu, e ca și în mediile academice, ca între medici, există orgolii. Acolo unde e valoare și orgoliu e pe măsură, de multe ori. Cum se poate trece peste... Unii pot trece, alții nu. Asta e, așa e făcut omul. Unii sunt orgolioși, asta, nu pot scăpa de asta, alții, da. Ce se face? Ce orgolii să ai când pui problema, știu, inițiativei de a crea un muzeu de artă contemporană? Care om sănătos la cap din mediul nostru spune, doamne, eu nu sunt de acord. În mod normal nu cred, nu cred că n-ar fi problema aici, da. Când e vorba de asta, nu cred că ar fi problema crearea unui muzeu. Probabil că ar fi, fiecare și-ar da cu părerea, dacă ar fi mai multe proiecte, că la o parte le-ar place un tip de muzeu, la altul altfel. Aici ar fi poate discuții, dar așa nu cred că artiștii n-ar dori să fie în Baia Mare. Și Baia Mare chiar ar merita un muzeu de artă contemporană, conceput ca lumea. Pentru că nu muzeul de artă din Baia Mare are spații foarte faine și multe, dar nu mai e încăpător și e conceput de mult. Deci nu mai încape artă. Arta contemporană acolo aproape că dispare. Spuneți-mi, credeți că pe spațiul ăsta, băimărean, maramureșan, transilvan, să-i spunem, nu lipsește un element foarte important și aici mă refer la galeriști, la galerii private, să spunem? De ce galeria asta de la Colonia Pictorilor, într-adevăr, e la nivel european. Niciodată UAP-ul nu va putea să se comporte ca și un galerist privat, nu? Care are interesul de a, inclusiv de a promova un artist sau artiști, ca ulterior se poate obține și el profit. Deci UAP-ul nu se poate comporta ca și un galerist privat, cum sunt în capitalele europene sau în Statele Unite. Credeți că v-ar ajuta un... Păi, în primul rând, cred că nu apar și faptul că se cumpără greu, artă. Deci atunci un galerist care investește trebuie să câștige și el. Dacă publicul nu simte, nu vede, adică da, de-aia există magazine în general, că și galeria este un fel de magazin de artă, exact. Până la urmă, asta este. Da. Corect. Și acolo e arta, până la urmă, galeristului de a simți, nu, și de a promova, arta lui de a promova un artist sau altul. Nu știu de ce, pentru că fenomenul ăsta... Bine, acum există câteva excepții, cred, Bucureștiul totuși are destul de multe galerii, Bucureștiul, da. Timișoara, hai să zicem, poate ceva în Sibiu. Nici Clujul nu stă bine. Nici Clujul, care e un oraș mare, stă destul de sărăi. Baia Mare n-ar trebui să nască asemenea... Da, ar trebui. ...galerii? Da, ar trebui. Ai și background-ul, ai și istoricul, ai povestea din jurul, să spunem, mișcării artistice de aici. Da, ar trebui. Dar nu-mi dau seama cum ar trebui făcut. Sunt ca aproape 200 de ani, practic, de istorie. Da. Dar nu știu. Și spațiul în care ne aflăm noi, adică spațiul, zona asta, e un spațiu istoric, să spunem, care respiră... Acum,
Nu știu, chiar nu știu ce ar trebui făcut ca să apară mai multe galerii de artă particulare. Prin galerii de genul ăsta private, băi Marian, de-al nostru, absolvent de Cluj. Dumneavoastră sunteți absolvent de Cluj sau de Cluj? De Cluj. Genie. Da, știu. Adică știu pictura lui. Bun. Nu comentăm calitatea și așa mai departe. A intrat într-o rețea de genul ăsta de galeriști, nu? Care au promovat pictura lui. Astăzi ea se vinde, asta ne se comunică nouă, nu? Da. Fiecare lucrare cu milioane de euro. Da, da. Nu mai știe nimeni cât ia pictorul, cât ia galeristul, cum se împarte. Și sunt de acord, dacă veți spune că, și nu vorbim de genie, de a nostru în primul rând, că nu neapărat prețul reprezintă valoarea. Nu vorbim de genie, să fie foarte clar. Dar, totuși, intră, să zicem, în mișcarea internațională artistică, o asemenea, să zicem, intrare în galerii de-astea mari, private, din Occident. Eu pentru asta pledez eventual. La nivel, să zicem, de Baia Mare, la nivel de România, cu alte scoruri până la urmă, să-și asume cineva. Păi, el are precis. Impresar. Ah, e categoric. Impresar. Are. Și da. Sau a intrat într-un club exclusivist? Da, normal. Și, bine, trăiește și în Berlin, unde e, mă rog, altă mișcare artistică și contează foarte mult. Genie, dacă trăia probabil în România, așa, nu mai era genie. Spuneți, se cheltuiesc o grămadă de bani pe sport, pe tot felul de activități și prea puțin pentru artă. Simțiți sau credeți că ar trebui să facă mai mult? Bun, întrebarea e retorică. Da, autoritățile vis-a-vis. Bineînțeles, dar în general, majoritatea primarilor nu iubesc arta. Nu iubesc arta și nici nu se omoară să înțeleagă și să cheltuiască pentru artă. Foarte puțin sunt. Și asta e unul dintre motive, știi? Iar primarul are un rol important. Da, deci nu înțelege fenomenul. Are un rol important în a hotărî ceva legat de cultură, artă, mă rog. Și atunci e clar că găsește alte modalități. Parcuri, multe faine, le sparge după 3 ani, 4 ani, face altul, mai așa. Și chestiile astea, și acolo se duc bani mulți, pe când în artă s-ar putea investi, că nu e atât de mult. Așa ar avea de câștigat până la urmă și orașul. Dar bineînțeles. Nu, și din punct de vedere turistic, și toată lumea ar... Păi bineînțeles. Ar profita, să zicem, de lucrul ăsta. Da. Ce credeți că urmează în, să zicem, următorii 10 ani, din punctul ăsta de vedere? Pentru un artist, băi Marian, internațional până la urmă sau național? Ar trebui să urmeze un pic de pace și de liniște, să nu ne trezim cu un război, că atunci schimbă toate datele, problemele, nu mai putem gândi așa. Dar aici ar trebui, normal că ar trebui proiectul ăsta și ideea de un muzeu de artă contemporană chiar să înceapă și să fie nu numai la faza de discuții, ci să fie chiar să înceapă realizarea, să fie să dea unui arhitect sau mai multor să facă proiect. Întâi să fie clar că vrem să facem asta și după aia proiecte și locația, locul, unde, cum. Normal, asta ar fi fantastic de mult. Sigur că n-ar strica probabil să fie și un spațiu, o casă de licitație din când în când cu lucrările artiștilor. Să fie un spațiu undeva unde să fie licitație. Deci, licitație. Pentru că licitația și asta... Licitație curată, nu neapărat umanitară, curată, să spunem. Nu, curată. Adică nici nu contează. Dom'le, nu contează, dar fiecare sunt artiști. Acolo duc 50 de artiști lucrări și se pune... Cine vrea să liciteze, să face publicitate, să zic. Poate că ar fi și asta o chestie interesantă. E pregătită Baia Mare sau zona asta? Nu e pregătită, dar n-ai cum... O educi. Păi nu ai cum, nu o poți dintr-o dată pregăti. Orice lucru trebuie bătătorit terenul până ajungi la... Trebuie un an, doi, trei, patru, poate, nu știu. Băieții ăștia care, nu știu, și-au propus până la urmă, nu știu, să intre, să mă ierte telespectatorii, să bage învățământul în desuet,
Ați văzut, introduc tot felul de materii noi, unele discutabile, unele, să zicem, care ar trebui studiate în cu totul, probabil, universități, corzi speciale, școli tehnice, și nu introduc măcar partea asta de... la noi se face muzică. Sunt foarte mulți copii, nu? Da. Suntem diferiți. Nu avem ureche muzicală și așa mai departe, dar măcar să faci istoria muzicii, să faci istoria artei, ca să-i poți educa, mai ales într-o zonă cum Baia Mare, cum este Baia Mare, nu? Care, ce poveste, are povestea asta cu școala de pictură Baia Mareană, să introduci elegant o materie numită, de exemplu, istoria artei. Istoria artei, istoria școlii de pictură Baia Mareană. Adică să-i faci, să-i duci până la urmă, inclusiv partea asta de estetic pentru... Din păcate, de multe ori, în locul orei de desen, la unele școli se face matematică sau altceva, alt obiect. În locul orei de sport, iar se face cine... Nu generalizez. Da. Deci nu zic că fac toți asta, dar fac și asta. Pentru că de aici, ideea de... Din păcate, în școli, sportul, muzica, desenul, ești cam la margine. Am putea discuta ore între maestre, dar nu e prima. E doar, hai să spunem, începutul discuției cu dumneavoastră și poate indirect o să atragem și alți artiști să discutăm până la urmă de viitorul artistic al și al României, dar ceea ce ne interesează pe noi al Băii Mari. Mulțumesc tare mult și vă și eu mulțumesc. 10 ani, 30 să spunem, la fel de prolific și de buni ca și ultimii 30 de ani din cariera noastră. Și ne bucurăm că sunteți aici în Colonia Pictorilor. Și eu mă bucur. Când s-au primit atelierele, normal că primul lucru care m-am gândit să-mi depun și eu dosarul. De ce? Pentru că în Colonia Pictorilor am văzut cum erau atelierele și era firesc. Sigur că a fost un concurs, 2-3 pe un atelier și în funcție fiecare de proiecte, de activitatea pe care au avut-o, fiecare s-a stabilit un punctaj și s-a făcut corect. Și s-a făcut o departajare. Da, o departajare, sigur. Așa. Astea sunt locuri publice, pot veni băimarenii să vă viziteze? Pot veni. Vizită acum... la Colonia Pictorilor. Da, aici. Dar în general... Sau vă deranjează? Nu neapărat, dar în general vin la galerie. Vin la galerie și de acolo, dacă chiar vreau, se poate vizita. Bun, dar nici nu vă deranjează dacă cineva ar spune, domnule, vreau să-l văd pe maestru Petrehuș pictând. Da, nu neapărat pictând, că de obicei sunt artiști la care, când intră cineva, așa preferă să... Adică a pictat fiecare și are intimitatea și are nebunia lui și se simte mai bine în apele lui când e nu cu cineva în spate. Nu e deranjat, să spun. Da. Mulțumesc tare mult atât pentru astăzi din atelierul din Colonia Pictorilor, atelier al artistului Dorel Petrehuș. Încă o dată îi mulțumesc pentru că a acceptat interviul cu noi, Maramureș TV. Știu că nu sunteți prea iubitor de interviuri, dar acum ați făcut o excepție. Nu. Mulțumesc tare mult. Dar nu mulțumesc nici, și vă mai aștept. Nici ultima. Bun, mulțumim tare mult, maestre. Atât pentru astăzi, rămâneți alături de noi pe Maramureș TV.